V-ați gândit de multe ori că ar fi cazul să începeți propria afacere, să vă făuriți singuri un viitor. Lipsa banilor cu ajutorul cărora să plecați în această aventură v-a oprit mereu. Veștile bune vin acum din partea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești, care promovează programe pentru tinerii antreprenori. Unul dintre aceste programe se numește Mihail Cogălnicianu pentru IMM-uri. Acesta a apărut anul trecut, dar are aplicativitate de anul acesta. Acest program se referă la acordarea unei linii de credit subvenționate pentru întreprinderi mici și mijlocii. Pe lângă subvenția pentru dobândă, statul acordă și garanții pentru societățile care nu pot garanta real pentru aceste credite. În cadrul acestui program avem ca parteneri 10 dintre cele mai importante bănci, așadar există o flexibilitate absolută atunci când societatea comercială, beneficiarul final, dorește să-și acceseze finanțare. Nu îi impunem o anumită bancă sau alta, poate alege dintre acestea. De asemenea, procedura este foarte simplă, înscrierea făcându-se online. Depunerea documentelor se face tot online. Banca își descarcă documentele din baza noastră de date, din registrul unic electronic, astfel facilitându-se accesul la finanțare absolut în întregime. Programul își dorește astfel să încurajeze și să stimuleze înființarea și dezvoltarea IMM-urilor pe perioada 2011-2013. Dacă mâncați de dulce în post, aveți mare grijă de unde cumpărați alimentele. Este posibil să fiți pedepsiți de divinitate atunci când vă așteptați mai puțin. Asta pentru că, atunci când vine vorba despre igienă, comercianții se gândesc mai degrabă la profit decât la sănătatea consumatorilor. Carne tăiată în condiții mizerabile, toalete aflate lângă legumele pentru hamburgeri. Asta au găsit comisarii de la Protecția Consumatorului la Ploiești, în două magazine de lângă halele centrale. Ce face dumneavoastră aici? Și cu coșul ăsta, halul ăsta și toate? Pe data, toate mizerii, toate astea le pune șclaie peste grămadă, cu, nu trebuie să aibă și ele. Aici, ai vestiar, aici aveți vestiarul unde vă schimbați, aici aveți carnea unde o tranșat. Butucul ăla de când n-a mai fost circulat? Comercianții se apără spunând că aduc puțină carne, care nu are când să se strice. Nu, că tăiem temir ce marfă, deci nu aducem cantități. Deci nu mai are lumea bani. Încredere nu mai avem decât când vedem ce tăiem, ce... dar așa, la nevoie mai luăm și de acolo. Pe condițiile de tranșare erau total dezastroase. Am văzut. De teamă să nu fie prins cu nereguli și amendat, unul dintre comercianți a închis magazinul și a plecat. Dintr-un fast food, echipele de filmare au fost date afară. Au avut motive să nu vă permită din faptul că nu se respectă și nu există, în primul rând, spații frigorifice conform legislației în vigoare, în sensul că se păstrează semifabricate în stare crudă, cu semifabricate afumate, legume, cu carne, lactate, cu produsele mai sus menționate. De asemenea, în WC-ul care era în spatele aceste unități era depozitul de legume, era WC-ul și plus produse care erau ulei ars și alte resturi menajere. Pentru neregulile constatate, comisarii vor închide pentru 6 luni magazinul cu produse din carne, iar pentru cel cu produse fast food, amenda poate ajunge până la 30.000 de lei. Primăria municipiului Ploiești a transmis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare termică pentru 46 de blocuri din oraș. Acest procedeu va însemna placarea cu polistiren de 5 cm, hidroizolație pentru acoperișul blocului, termoizolație pentru subsol, ferestre și balcoane cu geam termopan, dar și izolarea termică a conductelor și înlocuirea acestora, unde este cazul. De aceste lucrări vor beneficia 3 blocuri de pe strada Găgeni, 3 de pe șoseaua Nordului, 9 blocuri de pe Sergeni Gheorghe Mateescu, 12 de pe șoseaua Vestului, 3 de pe strada Anotimpului, 2 pe Arhip Nicolae, 7 de pe strada Bahluiului, 2 de pe Alea Mureș, 2 de pe strada Cosmonauților și alte 2 de pe strada Malul Roșu, precum și unul de pe strada Mărășești. Muzica.
iranienii sunt interesați de afaceri în Prahova și nu orice fel de afaceri, ci în cele cu petrol. Recent, Bahador Aminian Jazi, ambasadorul Republicii Islamice Iran în România, a vizitat Camera de Comerț și Industrie Prahova în scopul de a identifica mai multe proiecte de colaborare bilaterală româno-iraniană pentru comunitatea de afaceri locală. Iran and Romania has very good relation with each other, especially in the oil and gas field. And I think Prahova County can cooperation with us in this regard. Iran are o relație foarte bună de cooperare, în special în domeniul de petrol și gaze, și consider că acesta este principalul domeniu de interes pentru relația noastră de cooperare bilaterală. Iran has good resources in oil and gas. Iran has the second largest reserves in oil and gas, and we have very good petrochemical industries. Iran este pe locul 2, se situează pe locul 2 în materie de rezerve de petrol și gaze și avem o industrie foarte bine dezvoltată în domeniul petrochimic. And as I understand, Prahova County is active in the gas and oil industry. De asemenea, județul Prahova este deosebit de activ în domeniul industriei de petrol și gaze. It means that we have good opportunity to have a good cooperation with each other. Acest lucru înseamnă că avem toate șansele să dezvoltăm o cooperare de succes în acest domeniu. În Prahova își desfășoară deja activitatea 7 firme cu capital iranian.